Pe extrem Gutierrez este formația tip care Kim Rasmussen încearcă să ducă Rapidul între primele o formații ale Europei. În partida tur ne-au arbitrat doi frați din Germania, acum două surori din Portugalia, Marta și Vania Sar. Aruncare de la 9 metri pentru Rapid, Polman în centru, Buceschi interdreapta, iată surpriza pe care a pregătit-o Kim Rasmussen, Canor, Polman, pătrunde! 1-0 pentru Rapid de Savera Polman! Să vedem și ce pun în joc slovenele la primul atac, urmat de superstarul Rusiei, Daria Dimitreva, numărul 11, Inter, în dreapta Lazović, fosta jucătoare de la CSM, în stânga Stanko, extrem în gara Radoslavević, pe pivot Lepoia, în dreapta Radicević, este cea mai bună echipă pe atac pe care o are Dragan Azić la dispoziție. Lepoia pentru Stanko, s-a dus Dimitreva în dreapta, în apărăm mai avansat cu Canor și Perianu, Lazović pentru Stanko la Radoslavević, Stanko poate să ajunge de la distanță pentru s-a intrat în prepasiv, Lazović fentă, forțează culoarul, au dat golul, dar nu se pune reușit, ați văzut semnul surorilor sa. 1-0 rămâne pentru Rapid pe aruncarea din prepasiv și scoate Risović în aut. Un portar foarte bun și Jovana Risović, 29 de ani, internațională din Serbia, venită în 2020 de la Podravka, dar Barbara Aranhart e greu de înlocuit, mai ales după meciul pe care l-a făcut acum o săptămână. Rapid a început foarte bine și în apărare și în atac, cunoașteți, a condus cu 5 goluri, acum un 2, extraordinar! Gol! Polman! Aruncare de efect pe la spate! Polman reușește al doilea gol al său! Cea mai tare reușită a Rapidului în acest sezon de Liga Campionilor, a mai avut aruncări pe la spate, dar nu asemenea bijuterie cum a rezolvat Stevana Polman, care n-a mai avut frână la schimbare și era să ajungă în primul rând de la lojă. 2-0 pentru Rapid și un 7 metri Radicević, fosta jucătoare de la CSM, față în față cu Denisa Șandru și gol pentru Crim. Asta vreau să spun, e greu să înlocuiești un portar care a avut 50% procentajul paradelor, așa cum s-a întâmplat cu Aranhart în tur. Rapidul a început bine în atac, a condus cu 5 goluri, însă mai apoi tot atacul s-a zdrobit în zidul Barbara Aranhart. Aranhart nu mai este acum jucătoarele, n-ar mai trebui să aibă frică și trebuie să joace dezinvolt. Canor, cea mai bună marcatoare a Rapidului în tur, 5 goluri. Polman. Canor vor să ne bage în prepasiv, îl arată Azić, minge deviată, corner pentru Rapid pe aruncarea Elizei Buceschi. Suportă de toate vârstele, am văzut familii cu copii și încă mai sunt fani, spunea pe foaiele sălii polivalente, doar ce a fost mare aglomerație pentru a se ajunge la sală mai bine de 2 ore. Picior, mingea rămâne pentru Rapid. Dragan Azić își dirigează echipa de la margine și tot dă din brațe pentru a-l influența pe arbitre. Polman cu pământul și scoate Risović cu a doua paradă în partidă. Stanko duce faza a doua, se duce în unghi și ne scoate Denisa Dedu Șandru. Da, cred că este primul meci din Liga Campionilor pe care Denisa îl începe titulară. Da. Și primul meci în care Rapid joacă fără trei portari, era între puține echipe care vor lua cu trei portari această super competiție. Acestea sunt schimbările pe care le-a simțit în ultima săptămână Kim Rasmussen, noul antrenor al Rapidului. Buceschi în centru, Buceschi încearcă o depășire, continuă cu Polman, Polman pentru Canor, Canor n-a apucat să arunce la poartă până acum, o așteaptă pe Gutierrez, Canor ia acțiunea pe cont propriu și este faultată 9 metri. Vă aduceți aminte, Canor a jucat senzațional în prima repriză, a avut 5 goluri din 6 aruncări în meciul tur, apoi n-a mai să scrie deloc în partea a doua întâlniri, a aruncat de 14 ori la poartă până la urmă. Canor nu se lansează, Buceschi, Polman pare mare vervă, ajutată de Eliza, Eliza pusă la pământ de Lepoia, viitoarea jucătoarea Vâlcii. Vâlcea va juca de la ora 19 în Danemarca, la Nikoping, în manșa retur din sferturile EHF European Cup. Victoria la 3 goluri pentru Vâlcea în manșa tur. Polman, Canor acum se înalță, aruncă pe portar, apără Risović cu un plasament foarte bun și dă mingea în spatele porții.
N-a început grozav Rapidul, sigur, după cele două goluri marcate de Stavran Polman, dar nici nu trebuie să dispere jucătoarele antrenate de Kim Rasmussen. Timp este suficient pentru a recupera diferența de 5 goluri. Să nu uităm, o diferență de 5 goluri se poate recupera și în 10 minute, în ultimele 10 minute. Sigur, nu vrem să ajungem acolo, dar nu e nevoie să forțăm aceste greșeli pe care oricum fetele le vor face pe parcursul meciului. Din neatenție, din dorința de a recupera mai repede diferența cu care a pierdut Rapidul în tur. Dimitriev va continua, da, la pivot. Stanco a dat mingea prea tare pentru Liepoia și avem șansă să mergem la plus 2. Buceschi, Polman pentru extremă, Badea nu mare culoar, Polman pentru Eliza Canor, singura care poate să dea de la distanță în această linie de 9 metri. Rămâne Eliza în centru, Polman schimbă și trece interdreapta, Canor pe poziția sa în stânga. Încrucișează Buceschi cu Polman, Canor, schimbare de direcție, aruncă în scurt și scoate în 7 metri, foarte bună intenția lui Orlan Calor, care a luat acțiunea pe cont propriu, l-a păcălit pe apărătoare, s-a creat culoarul și a fost împins acolo de adversara sa, Zabiec. Are părea încrezătoare în urmă cu 3 zile la o declarație pe site-ul clubului sloven. Vom face față presiunii de la București, știm cum trebuie să jucăm, am fost surprinse în prima parte a întâlnirii. Dopuri în urechi. Apără Rișović, de această dată a ghicit-o pe Fraga. Gluma, glumă, dar Rișović are deja 4 parade în partidă. Care a Fraga Fernandez a reușit să înscrie cam toate aruncările de la 7 metri pe care le-a avut în partida tur. De altfel, am vorbit cu Dragan Azic câteva cuvinte înaintea meciului și îmi povestea că s-a accidentat Barbara Arenhard la picior. I-am zis că va fi o mare problemă pentru el și mi-a zâmbit și a zis că s-ar putea să nu fie așa. Și uite ce bine apără Rișović, dar și Denisa Dedu. Încă o paradă pentru Denisa și tabela înghețată mai bine de 2 minute la 2-1, bătălie Costase la fault în atac de această dată, prima decizie împotriva Rapidului în atac. Ne repliem, până la urmă pasa la Radosavević, boltă și gol pentru Sârboaică după pasa Rusoicei Dimitreva, 2-2. O jucătoare foarte eficientă, Sania Radoslavljević, 29 de ani, a jucat în Ungaria la Vați până în 2021. Are peste 80 de selecții naționale a Serbiei, campioană a jocurilor mediteraneene în 2013, acum 10 ani. 8 minute, 2-2, Polman în centru, Canor, Polman, Buceschi, în continuare interdreapta, Buceschi pentru Badea, Buceschi, Polman în centru, Polman pătrunde, apără din nou Rișović și recuperează Radosavljević. Cincea paradă pentru Sârboaica, Rișović, care este uluitoare în primele 9 minute ale întâlnirii și datorită ei este 2-2 pe tabelă, au din cauza ei, depinde cum privești. Stanco, ștată pe Dimitriva, Varagic intrată la 9 metri, se duce în centru, Liepoia rămâne pe pivot. Vine Radosavljević, ușor în circulație, se întoarce în colțul său, Dimitriva pentru Stanco. Varagic are brasă dat de la distanță, nu o face Dimitriva, vrea să ne bage în semicer, nu să dă fault în atac, 9 metri. E destul de lentă Dimitriva, dar este o jucătoare fantastică, aruncă pe lângă poartă de această dată de la Scholt. Rapidul în atac, să vedem dacă Rasmussen va face o schimbare în interul dreapta. Acolo sunt toate privirile, joacă în continuare Eliza Buceschi, poate evolua și Fraga Fernandez. Acum o Stase angajată, faultată de Liepoia, va fi aruncare de la 9 metri. Eliminare de 2 minute pentru Natasha Liepoia, viitoarea jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea. Foarte bine s-a zbătut Lorena Ostase și l-a atenționat cu aceste mișcări pe arbitre că este busculată și avem omul în plus pentru prima oară în meci, minutul 10, 2-2. Spuneam că și Fraga poate juca inter dreapta, deși este centru, dar bineînțeles o are și pe Azenai de Carlos, inter dreapta de specialitate, de mână stângă. Eliza are culoar împinsă, da, împinsă, 7 metri pe această fază și cu eliminare. Iar pe Daria Dmitrieva,
Se ia cu mâinile de cap Dragan Alcic și rămâne minute în șir în această poziție a suferinței. Avantaj de 2 oameni pentru Rapid. Sorina Grozav intră pentru prima oară pe teren pentru a executa aruncarea de la 7 metri. Sus lui Rișovi, sus, e un portar scund, gol marcat de Sorina Târcă cu podeaua. 3-2 pentru Rapid. La marginea terenului bate Cuba cu toată banca de rezerve Sorina Târcă Grozav, care în continuare nu este 100% la umărul drept, însă încearcă să-și ajute echipa cât de mult poate. A scos Azici portarul și tot în inferioritate este pentru că are 2 eliminate. Stanco. A intrat Rosia cu numărul 66. Stanco. Foarte bine aglomerăm pe acea zonă la Varagi și 9 metri. Trebuie să scoate mingea foarte repede, să le împingem către amenințare de joc pasiv pe jucătoarele lui Crim. Foarte bine s-a apărat Fraga. Stanco, au culoar în dreapta. Uo! Mult pe lângă Varagi și cred că s-a speriat că are șansă să o dea pe poartă, dar cam atât. N-are nici procedeu Alia Varagic. Acum Rapidul trebuie să marcheze repede. Polman, Polman pentru Buceschi. Era liberă Badea, dar nu primește. Buceschi întoarce pentru Polman. Polman în centru, pe lângă poartă. Incredibil. Ce ratare. Da, Alexandra Badea nu mai are curaj să atace poarta după ce a ratat prima aruncare în urmă cu vreo 5 minute și acum Stefana Polman n-a văzut bine poarta, altfel nu se explică cum a ratat această acțiune. Stanco, Rosiac, apără mai avansată la 9 metri. Stanco, Rosiac, poloneza a pivotat și a băgat în colț pe Radu Savević. Puțin temătoare jucătoarele Rapidului. Încă 10 secunde de superioritate. Hai, din poartă în poartă! Peste, pe lângă. 3 ratări incredibile are Rapidului. Kim Rasmussen și el disperat pentru această nouă aruncare aiurea. 7 metri această ratare și cea de mai devreme a lui Polman. Incredibil. 3 faze clare de gol. Însă este timp pentru un rezultat pozitiv. A intrat Dimitriva. Stanco. Varagiș Fentă. Aproape să facă pași. Stanco și ne mai scoate Denisa. Fraga. Meciul Manor. Portarilor până acum. Gutierrez plutește și o dă la Păianjen. În sfârșit 4-2 pentru Rapid. În minutul 13, după ce campionul nostru a ratat 3 faze uluitoare, spun că de acum încolo vor fi cel puțin 3 faze legate pentru Rapid și să ne mai liniștim puțin. Ce mână sigură Jennifer Gutierrez, viitoarea jucătoare a CSM-ului. Apropo de asta, multe jucătoare de la CSM sunt în sala polivalentă. Le-am văzut pe Omoreghe, pe Ramusovici, care a lucrat cu Dragan Alcic. Plicovac, de asemenea. Da? Sunt împreună, Plicovac cu Ramusovici. Gol marcat de Varagic acum. A intrat Carlos Azenaide în Inter dreapta. Multe ratări pentru ea în meciul tur. Poate și-a revenit. Oh, ce braț, Dimitrieva. Era totuși cu spatele și tot a reușit să lovească acea minge. A văzut-o coadă ochiului. Fabulos reflexul Rusoaicei. 27 de ani pentru ea, vicecampioană olimpică 2020, campion olimpic 2016, vicecampioană europeană, campioană europeană de tineret și vicecampioană mondială de tineret. O jucătoare remarcabilă care a plecat din Rusia de la CSKA după ce cluburile din Rusia au fost excluse din cupele europene. Peste poartă Radu Savević, foarte bine, da, Denisa iese la extremă și forțează să dea aiurea. Acis Alecușanu și Sorin Dinu, vicepreședintele Federației și unul dintre mari handbaliști ale României acolo, care este membru în bordul Comitetului Executiv al Federației Internaționale. Multe personalități sunt în sala polivalentă pentru acest derby. A intrat și Casoma, deci acum pentru Carlos.
împinsă, o dăm colțul unul din faul, corect, 9 metri. 51 de, goluri a marcat în Liga Campionilor a Zenaide Carlos, dar pentru fosta sa echipă Castamonu, ea s-a transferat, a revenit la Rapid, dar are drept de joc odată cu această dublă împotriva lui Crim. Iată pe Buceschi acum, a Zenaide Carlos, mai departe, Canor a încercat pentru Casoma, pasă greșită. A avut curaj Canor să se înalțe, să arunce, a vrut să joace cu pivotul și n-a ieșit acțiunea. Stanco pasă pe partea opusă, mult prea tare pentru Radicevic, obișnuit în colțul acela, deoarece a jucat două sezoane și la CSM București. Și a mai jucat împotriva CSM-ului la începutul Ligii Campionilor. Crima a fost învinsă aici cu 30-28 de CSM București. Dar foarte multe greșeli, un meci cu foarte multe greșeli de ambele părți. A fost primul meci al sezonului. Atunci da, acea întâlnire și n-a jucat deloc un Crim. Dar acest meci, cel pe care îl urmărim acum, foarte multe greșeli. Casoma se bate și ea în apărare. Se lovește cu Varagici, intervin arbitrele. 9 metri. Cea mai bună jucătoare a campionatelor Africii în 2018, Albertina Casoma. Amponată pe braț Eliza, această acțiune către Liepoia. E clar unde ajunge Dragan Adic, se învață și apărare. A învățat pe cele de la Budućnost, câștigat Champions League de două ori, adevărat, avea și super valoare acolo. L-a învățat și pe cele de la Crim acum și iată, speră și slovenele să redevine ce au fost. De două ori câștigătoare ale Ligii Campionilor. Au 27 de titluri naționale, adevărat, am văzut slab în Slovenia. Canor. Carlos, în sfârșit, o aruncare de Inter, adevărat, 5-3. A Zenaide Carlos are 32 de ani, spuneam, a venit de la Castamonu. A participat la foarte multe turnee finale cu Naționala Angolei, a învins chiar și România la Jocurile Olimpice din 2016, acel meci 23-19 și ea și Casoma au dat câte două goluri. Cea mai bună a fost Isabel Guialo, cea care s-a pregătit cu Rapid, dar n-a rămas la campioana României în vara trecută. Varagici pe lângă poartă, duce în faza a doua, dar s-au repliat adversarele. Carlos, Eliza, din nou Carlos, Fentă, Casoma cu brațul ridicat, împinsă de Varagici, preluată de Liepoi acum. Un pic mai mult dinamică în atac are nevoie echipa Rapidului în condițiile în care, spuneam, a terminat destul de rău din acest punct de vedere meciul tur. Carlos pentru Canor, se înalță, în sfârșit un gol super pentru Orlan Canor. Și dacă vor da drumul la braț cei doi Inter ai Rapidului, clar Rapidul poate să-și îndeplinească visul, să ajungă între primele 8 ale Europei. Dimitreva, aici o fentă și a dat capul pe spate din contact cu Casoma și vine eliminarea și la noi. Da, mult prea ușor acordată această eliminare. Puține goluri, doar 9 în 17 minute. Acum primul moment greu al Rapidului, dar e bine că Rapidul conduce cu 3 goluri și Crim este echipa sub presiune în acest moment. Stanco ia acțiunea pe cont propriu, o depășire și reușește să o învingă cu o aruncare înșelătoare pe Denisa Șandru. 2 goluri. Domnului, se dea 7 metri, erau pregătite arbitrele să fluieră la acea pătrundere și canată. Aruncare, însă a reușit să fructifice Stanco, care a fost un sezon și pe la Mes, însă nu s-a acomodat la rigorile handbalului cerut de Manuel Maionat. Mes, calificată de în sferturi, va juca cu Ferencvaros, care a trecut de Budućnost, ați văzut, e returul la Digisport. Odense a trecut de Storhamăr și sunt liniștite, nu acum, apărătoare lui Dragan Adic. Polman, minge pe gâtul lui Canor, din nou Polman pasă printre picior, da, 9 metri. E amenințare de joc pasiv, trebuie să grăbim această fază de atac, aruncare de la 9 metri, Postase, Canor poate arunca la poartă, poate un dublu paravan cu Polman acolo ar ajuta-o pe Canor să se elibereze, i-a dat peste mână Dmitrieva, Polman, gol! Fabuloasă olandeza, dar rămâne căzută. Cred că a dat și o lovitură PNV,
din partea adversarelor, catapulta mingea la Păianjen. Iese Rapidul dintr-o situație destul de tensionată cu un gol fantastic marcat de Stavana Polman, care se simte din ce în ce mai bine, știi? Spunea Bogdan Vasiliu când Eliza Buceschi a semnat prelungirea că inima Rapidului va continua să bată, spunând că Eliza adună această echipă în jurul ei. Ei bine, Polman poate fi mintea Rapidului, așa cum Canor poate fi forța Rapidului. Dimitrie va pătrunde printre trei adversare și ușor scoase de pe traiectorie, tot înscrie Rusoaica. Spuneam, între cele mai bune handbaliste pe postul său, Lejer este în top 3 acolo, alături normal de Stine Ovdedal. Să uităm pe Henny Reistad, care joacă și în centru și Inter. Probabil o vom vedea meciul dintre CSM și Esbjerg, pentru că Esbjerg nu are cum să se încurce de Brest. Deci am vins-o și în prima partidă. Carlos, luat în primire imediat de Liepoja. Agresive, foarte agresive la limita regulamentului. Însă riscă slovenele cât pot. Da, primele sferturi în Liga Campionilor sunt Odense Gheorghe și Ferencváros Metz. Ultimele 10 minute din prima repriză. Canor a aruncat foarte puțin la poartă. Carlos! Gol! Nicio șansă pentru Rișovici la aruncările de la distanță ale interilor noștri și tinde să devină constant diferența de plus 3. Prima repriză 8-5 acum. Polman și Carlos joacă fantastic. Buceschi n-a fost folosită pe postul său decât foarte puțin, cel de centru. Atenție acum, era o gaură acolo între apărătorii noștri, dar a strâns foarte bine Gutierrez. Iată-o pe Lazovici, fosta jucătoare de la CSM. Lazovici, doi pivoți pentru slovene. Stanko așteaptă pe Dimitreva și ce să mai facă, și aratează din când în când pentru că a obosit. Singură a riscat pentru că cealaltă colege n-au avut tupeu să arunce și Rusoaica n-a mai nimerit poarta. Parcă a aruncat mingea de oină așa, dacă n-ar fi fost plasa din spate, cine știe, ar fi găurit pereții prin polivalentă. Și Rapid poate să meargă prima oară în întâlnirea la plus 4 dacă fructifică acest poițional în urarele fanilor care sunt fabuloși. A intrat și Sonia Târcă grozav în Inter. Stânga, scoapă mingea, n-a fost atent la această depășire. Atunci când te gândești la continuarea fazei, dar din păcate scapă mingea, așa cum i-a scăpat și Iovanka Radicevici. A pupat-o pe Polman Iovanka Radicevici. Time-out pe care îl cere Agici. Momente surprinse extraordinar de colegii noștri din CAR. Iată și galeria Rapidului, este time-out pe care l-a cerut Dragan Agici, aproape să greșească Radicevici, așa cum a făcut-o mai devreme Sorina Grozav. Okay. Samo smirimo se, idemo dalje. Znači, nemamo u fazi nikog napada, ništa novo. Samo kad nismo odlučni, onda dobijamo gol. Kad nismo fokusirani. Dajte svoj zadnji atom snage, poštujte, živa lopta, jedan jugo, od 18 ispoštovano. Ok, u napad, Aleks ide umjesto Tjaše. 4 plus 2, na glavu ideš ovdje da napadneš na ovoj strani, ovaj Daša, ok? Pas, idemo do kraja. Ako ti zavuče, onda ide lopta za Barbi posto. Ok? Onda se tam push here little bit. Ivanke ide umjesto Nači. Ajmo, ajmo, jelu, jelu. Să spunem, Costi, nu știu dacă am spus, eu cred că ai spus, dacă meciul se termină cu victoria Rapidului la 5 goluri, acesta este cel mai frumos gol al meciului, marcat de Stavana Polman, atunci calificarea se va decide în urma aruncărilor de la 7 metri. Bordul EHF vine întotdeauna cu inovații, la un an, maxim 2, după ce se aplică aceste reguli în fotbal. Acestea sunt inovațiile. Câteodată nimeni nu știe când se schimbă, pentru că nu sunt anunțate foarte ferm. În fine, cert este că vom avea 7 metri dacă Rapidul bate la 5 goluri. Sperăm să o facă la 6 până la urmă, să nu mai avem emoții.
E bine și la 5 se califice. Normal, la 7 metri, vă dați seama ce tensiune irrespirabilă ar fi polivalentă, dar e bine și așa, pentru că se creează amintiri de neuitat. Dimitrieva pătrunde extraordinară, cum a slalomat această mare, mare jucătoare, este imens. Polman, grozav, Polman, Carlos, își face loc, încearcă să o angajeze pe Casoma, faultată, da. N-au ajuns multe nici la Casoma, nici la Ostase, nu joacă Rapidul excepțional cu pivotul. Apropo de aruncările de la 7 metri, să-i liniștim pe fanii Rapidului, Dugancici nu va executa, dacă se va ajunge acolo. Atenai de Carlos, Polman, Polman, vine la încrucișare grozav, Carlos, Carlos, ba da! Hrișovici apără. Da, nu avem extremă în dreapta, păcat acum, să vedem dacă, da, se dezechipează Lopez, este a doua aruncare pentru Alessandra, chiar a treia, am mai avut și alte oportunități, dar n-am mai avut Topeu să dea la poartă. Gutierrez, Gutierrez a executat, a avut un procedeu foarte corect, i-a aruncat sus peste braț lui Hrișovici. Lazovici, Dimitrieva, Lazovici, joacă din nou la Dimitrieva, Radicevici nu pleacă din extremă pe care a dus Savici de partea opusă foarte bine, ca Soma întinde mâna și deviază mingea pentru Denisa. Lui Casoma trebuie să-i vină un pic mai bine pasele, fix cumva, pentru că ea se descurcă pe spații mici, o jucătoare masivă care își impune forța, dar nu trebuie să alerge ea după mingi. Grozav, Carlos, pentru Casoma, din nou în spate, din nou în spate, Clemencici a fost. Da, a venit mingea în spate lui Clemencici, care nici n-a văzut acțiunea lui Carlos, deoarece ținea pivotul. Greu, greu jocul cu pivotul. Trebuie să schimbe ceva. Achim Rasmussen, măcar după pauză, apărarea Crimului este remarcabilă pe zona centrală. Lopez se încălzește în continuare. Nu văd pe Ainhoa Hernandez dezechipată. Ar fi a treia opțiune de pivot pentru Kim Rasmussen. Rosiak, Clemencici bâlbâie această minge și până la urmă este atacul Rapidului. Minge câștigată în apărare de fetele în Vișiniu. Din tampon aruncă Sorina la această acțiune. 9 metri despre Sorina, cât de firavă este față de Dimitrieva, față de Clemencici. Greu la acest nivel să te bați cu astfel de handbaliste. Casoma, Carlos, Polman, atacă zona centrală și înscrie din faul spre disperarea lui Lazovici. Victima a fost Lazovici, pentru că n-a fost dublată. Solaș 1-1 cu Polman, este 3 sferturi gol. Da, s-a insinuat acolo Polman extraordinar și a înscris din plonjon, un procedeu marca înregistrată pentru campioana mondială Dimitrieva. Lazovici, vine Radicevici pe culoar. Zici că nu joacă nimic, dar când o face înscrie Radicevici, are un gol din 7 metri și acesta din acțiune, 9-7, minutul 26. Grozav, Polman scoate în spate la extremă. Orjoș, Carlos, a intrat și Lopez în dreapta. Extraordinară acțiunea Sorinei Trăia Grozav, o inteligență nativă, o inteligență moștenită la mama sa, a fost mare handbalistă a României, Maria Târcă, jucătoarea cu cele mai multe goluri în echipa națională. Iar primul gol pentru Sorina, 10-7. Iar această alăturare dintre Sorina Grozav și Casoma nu este deloc întâmplătoare, pentru că Albertina Casoma îi poate face culoare și de pătrundere, dar și paravan pentru aruncările de la distanță ale Sorinei Târcă. Am văzut-o pe Sorina cu buza umflată, o accidentare probabil de mai devreme din meci. Din nou Rapid are șansă să ducă la plus 4. Mai sunt 3 minute și jumătate din prima repriză, returul play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor.
Cine bate dă peste viperele Europei. Aruncă Zenaide de peste. Da, poate că i-a lipsit jocul de înaltă performanță de la Rapid în perioada în care a fost plecat la Castamonu. Acolo probabil că era liberă să facă ce vrea. Aici trebuie să fie puțin mai atentă și să arunce din situațiile care îi sunt pregătite, nu din unele pe care le inventează câteodată, cum a fost mai devreme. Rosiac bate pe două picioare, creează culoar. Foarte bine Casoma în apărare. Un mare câștig pentru Rapid, cel puțin în apărare vedem în acest meci. Lepoia dă drumul la joc cu 9 metri. Radicevic. Lazovic. Pasa la pivot, scapă mingea, Corșoș recuperează, o are pe Fraga mai în față, joacă pe dreapta pentru Lopez, accelerează și gol Rapid! Prima reușită pe contră pentru campioana României, publicul înderit de la plus 4, 11-7. Publicul apreciază golul marcat Rapid, de Rapid. Parcă e mai frumos un gol pe contraatac decât un atac pozițional chinuit. Dar ce e important, Rapidul are 4 goluri în față și la general mai are unul de recuperat. Iar Crim este în degringoladă, o degringoladă forțată de apărarea Rapidului, care presează din ce în ce mai mult. Putem egala situația la general. Folman pătrunde, Carlos nu poate arunca, continuă cu grozav, eliminare de 2 minute. Până la urmă, e poia a doua eliminare de 2 minute. E bine, om de bază în echipa lui Dragan Azic. Azic știe că a greșit jucătoarea sa și nu mai protestează. Râdea pagubă Lepoia. Mai puțin de 2 minute din prima repriză, care tinde să fie în top pentru Rapid în acest sezon, după meciul extraordinare cu Gior, Mes și Esbjerg pe teren propriu. Rapid neînvinsă pe teren propriu în această ediție. Polman are Eliza culoar. Lopez n-a atacat zona. Polman. Gol din nou Polman! Cea mai sigură jucătoare a giuleștencelor. Plus 5 pentru Rapid. Dacă n-am vorbit de o campioană mondială și de cea mai bună jucătoare a mondialului din 2019, am spune despre Polman că face meciul vieții. Jumătate din golurile Rapidului marcate de Polman în acest moment. Este egalitate la general cu un minut până la pauză. Câte meciuri între acestea a făcut Polman în cariera sa și nu le-am văzut noi. Da. Super clasă are, a felicitat-o și Kim Rasmusson. Boltă, nu-i nimic. Mai înscriu și ele. Pe de altă parte, m-am gândit atunci când am văzut alăturarea dintre Rapid și Crim în această fază a competiției la meciul pe care Rapidul a făcut împotriva lui Budușnos. Boiana Popovic și jucătoarele lui Budușnos au aplaudat și galeria și jucătoarele după ce au fost învinse clar de rapidiste. Time-out, tocmai acum când aveam și noi mingea la extremă pentru aruncare. Kim Rasmusson normal a pus cartonașul să explice o fază de gol. Și m-am gândit că Rapidul a câștigat la diferența acel meci cu Budușnos. Sigur, au fost 10. Da, au fost victorii mai importante cu Ghior, cu Esbjerg, dar diferența contează acum. Cu Zagreb la 5 goluri, cu Castamonu la 6, cu Budușnos la 10, cu Ghior la 3, cu Storhammer la 2 și cu Esbjerg la 2. Dar interesant, Sever de Crim, cum a pierdut în deplasare, 2 goluri cu CSM, 7 la Viti Hai, 11 la Ferencváros și 5 la Vipers, deci poate fi bătut. Mă gândeam la faptul că Rapid n-a făcut neapărat, cum să spun, meciuri convingătoare acasă cu echipe slabe. Rapidul s-a depășit și a depășit poate potențialul sau și l-a egalat. A jucat la adevărata valoare meciurile foarte tari. Cu Gheorghe, cu Mes când a revenit de la 6 la pauză sau cu Esbjerg la Mioveni. Hai să vedem acum. Încă un gol până la pauză. Grozav, Corșoș. Grozav, Polman, Corșoș!
și apără Rișović. Și de această dată 20 de secunde până la finalul primei reprize. Avem grijă în apărare. Intră Lazović, ducă atacul până în finalul reprizei. Stanko, ce pași. Da. Mai avem timp, încă 5 secunde, trebuie să ne grăbim acum. Polman, Bucevski, hai Bucevski! S-a grăbit. Efect, da, colțul lung și mingea s-a dus pe lângă. 30 de minute extraordinare făcute până la urmă de Rapid și pe alături de Crim. 4 goluri a recuperat campioana noastră din pasivul de 5 cu care a venit de la Ljubljana și mai are o repriză pentru a se califica în sferturi. Dăm acum legătură.